Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutinde naiești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de vie.
să-L sluiește într-una de toate întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfântul numele. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea deseși, pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintă, unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru prea sfinților, ne miluiește! Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să privească cu milostivire spre locul acesta, ce s-a ales pentru a se zidi această clădire spre slava Preasfântului Său nume, să-L binecuvinteze cu cerească sa binecuvântare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să bine lucrează aici Gheorghe Stelian, Florian Niculae, Loftei, Gheorghe, Florea, Marin, Ciprian, George și George, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să binecuvinteze punerea temelii acestei zidiri, pentru slava numele Său și cu bună spoile, să fie dusă la săvârșire fără nicio împiedicare, cu puterea, cu lucrarea și cu harul spre Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să dea lucrătorilor ce se vor osteni bună sporire întru toate și să îndrepteze lucrările mâinilor lor, și cu spor să le ducă la săvârșire, cu puterea, cu lucrarea și cu harul Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să trimită ctitorilor acestei lucrări și binefăcătorilor, lucrătorilor, ei pe Îngerul Său cel Păzitor, care în timp nevăzut să înlăture toate cursele cele potrivnice ale vrăjmașilor, ce-au văzut și aciu nevăzut, și să dea tuturor îndemnul la jer, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră, Dumnezeu, miluiește-ne fără noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu. Toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Dumnezeule, atotțiitorule, care ai făcut cerul cu înțelepciune și ai întemeiat pământul pe tăria lui, ziditorule și făcătorule a toate, puterea tăriei tale doresc să ridice casă și prin zidire să o înalțe, întărește-o pe ea pe piatra cea tare, ca după glasul cel dumnezeiesc al Evangheliei tale, nici vântul, nici apa, nici altceva să nu o poată strica. Ajută-le lor să o înalțe până la capăt și pe cei care vor să lucreze întrânsa, îi păzește de toată bântuiala celui potrivnic. Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava
a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluie. Rugăciun prin noi nevrednici și binecuvintează pe dânsii și lucrarea și șantierul acesta și păstrează întotdeauna viața lor nebântuită și le dăruiește cu îndestulare toate bunătățile tale spre folos prin binecuvântarea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea împreună și cei de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacuvioase Părinte, binecuvintează. Cel ce echip de limbi de foc a trimis har. Mântuiește pe noi. Amin. Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvinteze, să fie într-un ceas bun punerea pietrei de temelie a acestei lucrări, să fiți păziți de toată reaua întâmplare, să duceți la bun sfârșit lucrarea care astăzi începe și să ne chemați să o și sfințim. Când va fi gata, amin. Participare. Mai avem să punem lopata de beton. Dacă am voie în costum, că nu mă mai dezbrac, cu lopata? Cu lopata. Am mai făcut. Domn primar, veniți să puneți o lopată! Vreau să trec și pe post. Doamne ajută! Asta? Păi cum, o îngropați la... O îngropăm? Păi, nu știu, cum ziceți? O îngropăm? După ce puneți, la s-o partea puneți de puneți deasupra. Deasupra da? Și după aia să o îngropăm în beton, că vine partea sau să punem partea la socul armat. Dacă ați putea să o puneți pe lateral, ar fi ideal. Să se vadă puțin. Să trecem primar. Da? Vă predau și scula, să facem o poză. Da. Pune și eu una acolo? N-am mai pus deloc, e prima dată? Așa. Au mai pus? Da, a pus pe ăla de egalizare, la nu se pune, s-a pus noapte. Unde pun? Pe unde vreți. Aici? Da. Peste dumneavoastră, domnul președinte. Evenimentele. Doamne ajută. Cafea o dau eu. Deci invitați-mi. Doamne ajută. S-a mai făcut încă un pac în acest important proiect. Vreau să spuneți la ce va servi cetățenilor și nu numai, celor care vor păși în județul. Întâi de toate vreau să mulțumesc prietenul meu, părintele Mihail Muscariu, starețul Mănăstirii Comana, că ne-a ajutat să scăpăm de raua întâmplare, cum spunea dumnealui. Acest pavilion administrativ este parte integrată în primul proiect care visează Delta Comana, anume reconstrucția ecologică a zonei, dar promit că nu este cel din urmă. Deja avem un alt proiect în evaluare
Și avem multe alte idei bune pentru a dezvolta această zonă. Tocmai am discutat cu domnul primar al comunei, domnul Enache. Căutăm un amplasament unde să mutăm muzeul etnografic, care stă degeaba în holul Consiliului Județean, sediului Consiliului Județean. Și aici ar putea să aibă mult mai mare trecere pentru cei care vor să vină în această zonă. Revenind, pavilionul va fi construit pe acest proiect. Fac iarăși precizarea că proiectul este început mandatul trecut, așa că meritele sunt transferate de la domnul Boiangiu la actuala conducere executivă. Va fi pus la dispoziția Parcului Natural Comana ca un pavilion administrativ, unde dumnealor își vor transfera o parte din activitățile care țin de administrarea Deltei Comana. S-a mai făcut încă un pas în acest amplu proiect. La ce va servi celor care vor trece prin această comună? Este o construcție care va deservi pavilion de informare și monitorizare destinat vizitatorilor care vin în zonă. În cadrul acestui pavilion va avea și sediu administrația Parcului Natural Comana și cei care vin să viziteze vor afla informații privind strategia de vizitare, ce au voie să facă și ce reguli trebuie să păstreze într-o arie protejată, precum și ceea ce pot vedea în această zonă, referindu-ne la floră, faună și toate obiectivele care se pot vizita în zona comană. Ce suprafață va avea, ce dimensiune? Aproximativ 228 de metri pătrați construiți, este parter și mansardă, birou, dispecer central unde se vor culege datele de la sistemul de monitorizare, o sală de ședințe. Am înțeles când va fi gata. În maxim 4 luni sperăm să fie gata, să vă invităm la inaugurarea centrului. Pentru că deja în aer plutește spiritul vacanței, acțiunea noastră de astăzi vă va purta puțin în lumea lui Ion Creangă, lumea poveștilor lui Ion Creangă și a poezilor lui Vasile Alexandri. Doi dintre clasicii literaturii noastre cu care v-ați întâlnit încă din copilărie, din vă amintiți poveștile lui Ion Creangă, da? Capra cu trei zuri sub păcării de pulpe, încă de la grădinița voi a studiat în clasele primare și chiar și în anii de liceu. Pe panourile alăturate, 1821, ca fiu a medelicerului Vasile Alexandri și Alenei Cozoni, între 1824 și 1828 învață cartea acasă cu un dascăl grec și călugărul German Vida, între 1828 și 1834 intră la pensionul francez unde învață trei limbi străine și discipline umaniste, avându-i colegi pe Matei Milo și Mihail Cogălnicianu, apoi pleacă la studii la Paris cu Alexandru Ioan Cuza, Docan, Radu și Negulici. Între 1837 și 1838 scrie prima poezie în limba franceză, la Cianu și în albina lui Gheorghe Asachi. În ianuarie 1847, în octombrie, aceluși așa. În martie 1848 începe mișcarea revoluționară din Moldova și va scrie Deșteptarea României. În 50 publică balade și se joacă Chirița în Iași.
între 1851 și 1852, este prima încercare de a scoate de apare partea a doua a baladelor. Între 1853 și 1855 apare România Literară, unde poetul publică versuri și proză. În 1857 scrie Hora Unirii, publicată în Steaua Dunării și în Șirete Mărgărite. În august 1857 pleacă în Franța, fiind bolnav. În 1861-1863 colaborează la revista română, redactea Grumen, sub numele V. Mircesco. Se stabilește și 1871, scrie Comedii de Moravuri. În august 1871 participă la sărbătoarea de la Putna și se și doi începe să scrie legende și citește la Junimea poezia Dumbrava Roșie, poezie din ciclul Ostașii Noștri, publicată în aprilie 1878. Tot în 1878 participă, se joacă la București drama binecunoscută Despot Vodă. În perioada 1880-1881 scrie piese de teatru ca Sânziana și Pepelea și Spre Venul Dracului. În martie 1880, Paris, fiind în strânsă legături cu Ion Ghica, ministrul al 1886, este atacat de critici, iar Titu Maiorescu scrie articolul Poeți și critici în apărarea sa. În anul 1888 scrie poezia unor critici, iar în marcul casei de la Mircești. Opera sa literară cuprinde volume de poezie, poezii populare, Chirița în voiajul și Chirița în balon, drame ca Cetatea Neamțului, proze, istoria unui galben, suvenire din Italia și bucheteria de la Florența, ea și dorie în Africa. Ce? A mai apărut în subsemnătura sa prozei periodice, a scris 1869, Vasile Porojan. Și imagini din interiorul casei. Și aici avem citatul lui Titu Maiorescu, care spune, a lui liră multicoloră a răsunat la orice adiere ce s-a putut deștepta din mișcările de 1837-1889. S-a născut la 1 martie 1837 la Cumulești, județul Neamț, ca primul copil al lui Ștefan, a Petreciu Butariu și a Smarandei Creangă. În perioada 1846-1853 învață în școlile din Cumulești, Broșteni și Târgu Neamț. În perioada 1854-1855 urmează școala catehetică din Hălticeni. În perioada 1855-1858 frecventează cursurile seminarului de la Socola, Iași. Iar în 1859 se căsătorește cu Ileana Grigoriu și este hirotonisit diacon. În 1860 se naște Constantin, unicul său fiu. În 1863 se înscrie la școala normală din Iași, având director pe Titu Maiorescu, a fi a județului Iași. În 1875 îl cunoaște pe Mihai Remie și la îndemnul